Azi noapte, sincer, n-am dormit foarte bine, am fost foarte trist. După acel joc și, mamă, și să ajungi în duel cu un prieten foarte bun, pentru care chiar am sentimente și mă refer aici la Delea, nu-i mai pun pe ceilalți, că ceilalți sunt aici, dar am niște sentimente puternice cu Delea, pentru că și între mine și el s-au creat niște conexiuni. Să ajung eu cu el, niciunul n-avea nicio viață, era ca și cum duelul a fost între mine și Delea. După ce m-am rupt pe orice plan, că Survivor nu e doar sportiv, mi-ar fi ușor dacă am intrat doar pe traseu, e mai mult decât atât, am dormit ca un bebeluș. E prima noapte în care nu m-am întors, nu m-am trezit, am dormit impecabil. Și recunoscător că am dormit alături de cei trei cu care am început competiția. Cred că am rămas tu 4. Mă bucur din suflet că n-ai plecat acasă. A fost un risc mare, înțelegi? Vă jur, când am văzut finalul, recunosc, mă, cam vedeam acasă. Dar în același timp, cu cât e mai mare riscul, cu atât mai frumos rezultat. Și ce frumos rezultatul când pleacă unul bun de la ea, plecat de la ea, putea să nu vrea să plece Sorin. Cam asta era planul nostru. M-am simțit bărbat, m-am simțit luptător, m-am simțit mai războinic decât unii războinici. Ascultat, că te așa și ascultat, era atent și dacă noi spuneam ca prima dată, el știa 100% de ani. Am vorbit ceva, am vorbit niște principii. Eu înțeleg, tu lupți pentru echipa ta, dar principiile alea care le-am discutat, să plecăm toți, că s-a discutat, nu mai sunt ex-faimoși și ex-războinici, suntem un trib. Ok, hai să montăm niște principii. Ne-am luat-o fix cum ne-am luat-o cu dintele atunci cu Măriuca. Dar oricum, adevărul o să iasă la iveală, roata se întoarce indiferent de cât de pătrat ar fi ea. Eu înțeleg pe ei într-un fel de ce s-a supărat, dar s-a victimizat puțin cam mult. Înțelegi? În loc să dea cezarul lui a lui, s-au legat de niște chestii, că dacă ei erau poziția noastră, 100% făceau la fel. Stau prin baracă, cântă, se înfură, știu că au numere, știu că au forță și noi ce trebuie să facem? Să stăm așa cu capul în jos și să lăsăm să mânce la masa noastră, să doarme baraca noastră și ne lasă să ne facă așa când vor ei? S-au mutat peste noi, în casa noastră, în baraca noastră, la masa noastră, ne-a luat tot, stau cu noi, ne dau unul câte unul afară. Și am avut și noi o șansă și de ce să nu o folosim? Am fi ultimii oameni, îți dai seama. Și noi nu suntem, noi suntem puternici și deștepți. Am știut toți că el are inelul ăla, ceva sau ce e ăla, simbol. Și da, noi am știind chestia asta, tot am mers cu el. Hai, dacă nu e Ana, ești Ștefi. Deci atât ne-am gândit. Nu ne-am gândit, hai să dăm tocmai în el. Că știm că nu se salvează el. Noi am gândit tot corect. Hai mă, dacă nu e Ana, e Ștefi. Tot corect. Am gândit-o și n-am vrut să zic. Să dăm în Tigi, care n-avea nicio rezultat. Da, puteam. Și noi nu ne-am gândit. Noi am zis, bă, hai, dacă așa e așa. Dar după aia păream noi aia nesimțiți, că bă, adică un cuvânt, înțelegi? Păream. Și ne încălcam noi cuvântul, de-aia onoarea noastră. De aia toate se întâmplă cu un scop. Zani a fost capul răutăților. El a făcut o strategie destul de mărșavă, să zic așa, în care a trimis 4 războinici la duel, în loc să trimită doar unul. Ei au vrut să mă fenteze pe mine și au votat-o pe Ștefi, că le-am ghicit noi mișcările și că i-am fentat. De-aia s-au enervat, de fapt, că ei vreau să o trimită pe Ana Borgras sau pe Ștefi cu Sorin, să meargă mai la sigur. Întotdeauna suntem puși la zid, întotdeauna noi trebuie să ferim de gloanțele lor, întotdeauna noi suntem în pericol. De data asta am găsit un simbol. Simbolul a fost folosit, a fost lovit, a fost succes, a plecat de la casă și pentru noi a fost incredibil de bine. Din punctul meu de vedere, Zani, așteaptă. Îmi prinde, nu mai merită să le spunem niciun cuvânt, nici măcar dacă mod un lemn,
din partea stângă în partea dreaptă. Nu mai merită, și-au pierdut dreptul ăsta de a vorbi cu noi, și-au pierdut onoarea. S-a văzut că ei s-au supărat și au luat-o personal și nu o să-și respecte decizia să trimită pe Ana Pogaș, cum a spus că o să facă. Au zis că hai, trimite pe Zani. Eu am spus, bă, dacă trimiteți pe Zani, automat Zani o să vă scoată pe unul din patru. Așa credeam eu și așa știam toți. Și ei știau. Și și-au asumat chestia asta, cu toate că unul din ei pleca acasă. Am vrut să se răzbune. Am vrut să se răzbune, efectiv, și din cauza asta a pierdut pe Delea. Voi nu v-ați răzbunat pe mine când m-ați votat și n-a fost un duel bărbătesc. A fost o prostie și un orgoliu prostesc, vărul meu. Ștefan v-a întrebat de 100 de ori. Băi, sunteți siguri? Băi, sunteți siguri? Și au zis, da, bărbătește. Dar când a plecat, ele au rămas toți așa. Novatul principal e Zani. Păi Zani a făcut tot, frate. Zani să-ți pierzi valoarea cuvântului. Bă, cum am zis, nu-i greșit ca și strategie de joc, foarte tare. Dar tu n-ai cum să mă pui pe mine la masa adevărului, la masa tăcerii, să vorbim transparent, să fim real, să știm, să avem coloane și după aia tu să minți, să te fofilei, să faci o strategie mărșavă. Atunci tu pentru mine nu mai ai cuvânt, pentru mine nu mai ai. În momentul ăsta ce s-a întâmplat este ceva diabolic. Efectiv, stai, ai găsit simbolul ăla. Zici o treabă și după aia dai cu bătă bătă. Dă-i omului putere ca să vezi ce caracter are. Mă doare foarte tare că în momentul de față războinicii sunt la pământ pentru că au avut încredere și deși le-am spus de atâtea ori, nu este cu răutate, dar văd competiția și l-am citit pe acest Dani Dache, l-am citit din prima. Întotdeauna un om în echipa lor o să bage paie pe foc și acel om este Andrei Ciobanu. Un cal Ciobanu care îi place să pună paie pe foc, să zică la echipă, aha, m-am spus ce fel de om e Zani, aha, ați văzut că manipulează, ați văzut, început Survivor, abia acum a început, hai să ne jucăm mai război cu ei. De când noi am arătat că suntem uniți și că nu vom vota cu noi, întâi vom da în ei, de atunci Zani a fost mielușel. Exact cățelul ăla plâng, care stă, pentru că știe că ai, îl poți manevra și în momentul când prinde, ha, te-a mușcat. Știi? Cățelul ăla vine pe la spate, ja, te-a mușcat de picior. Păi ce faci, mă? Și ăsta este caracterul lui Zani Dache. Sper să-l vadă acum toată lumea mai clar ca niciodată. Andrei Ciobanu punea paie pe foc, s-a activat Sorin. Ăla abia aștepta să mă prindă un veric. La cotitura aia de-abia aștepta să ne-am s-a făcut de râs prea rău și acum orice aș face și dacă iau, cred că dacă îi dau cuiva puțin isipă pătură, atât, dacă fac. Începe cu, păi în viață, am învățat eu o chestie că, și începe cu. De chiar e umbră la Survivor. Nu-i mai place de mine că l-am făcut pe Iancu să-l vadă. Și pentru asta Ciobanu își dorește o răzbunare de-aia, iute rău de tot. Ciobanu își dorește să mă vadă eliminat, plângând. Ciobanu își dorește să mă vadă jos de rău de tot. Își dorește să mă distrugă Ciobanu. Bă, în competiția asta poți să ai mască, că tot și tocmai el vorbea de. Poți să ai măști după măști. Să încerci totdeauna să cazi în picioare. Dar la un moment dat, tot o să fie momentul ăla când ai lăsat garda jos și te-am descoperit. Prietene, ăsta ești tu. Și că ți-a spus odată, de două ori, de trei ori. Și v-ați văzut când face. Ai văzut și acolo când face. Când îi spui ceva și știe că e în primejdie. Da. O, nu te agita, lasă-ne să vorbim. Păi eu când vreodată să mă cobor la nivelul tău, când vreodată, că știu că tu, Doamne, ce-a încercat el să fac, Doamne, o să meargă toată lumea acasă, dai mie prietenia mea cu ea, Doamne. A venit Andrei de multe ori cu chestia asta, bă, că nu e chiar așa, când, bă, și nu l-ascultam, că Andrei are câteodată vorbește mult și am spus, bă, nu mai, bă, și uite că a avut dreptate, îmi pare rău că a avut dreptate. Nu vă mai ascundeți în spatele lui Zani, îl băgați în față, că și voi ați greșit la fel de mult. Într-adevăr, în competiția asta pare să că am fost tot timpul cu un pas în față, în fața lor. Dar trebuie să-i dau meritul ăsta lui Zani Dache, pentru că el e creierul din echipa asta, el e cel care gândește strategiile. Nu excludem nici pe ceilalți. Nu excludem pe ceilalți, că domne, și asta și aia. Nu excludem, dar sunt doar niște pion care fac exact, ce zice. Exact, Ana nu gândește strategic, ei joacă jocul după cum. Ce să fac?
Ștefi la fel. Nu, eu dacă e să plec, plec, îți da mine, bă, la tot puternic, Dani, e șeful nostru, Dani. Toți au mers pe cază la început și nu doar ei și ceilalți care au înainte. Zani trebuie să câștige, pentru că dacă Zani a zis și eu, a zis un niște față cu noi, eu sunt finalist, eu trebuie să câștig. Eu trebuie să ajung în finală, să fiu cu cel mai bun în finală, dar eu câștig, că e survivorul meu. Gen, el așa prezintă. Iar ăștia au luat-o ca atare. Acum este momentul când toți îi dau dreptate lui Andrei Ciobanu, dar este un pic prea târziu. A trebuit să plece Delea, a trebuit să plece un om de la noi, ca să vedem cu adevărat fața adevărată a lui Zani și să vedem intențiile lui meschine, diabolice. Cel mai mult mă nervează, puii mei, am fost corecți până la capăt și am vorbit că de masă transparentă și încrederea. Și ne-am dus acolo și tot pe încredere ne-am dus și la fel cu Măriuca, când au fost mușdit de la, când am avut ocazia, au dat. Acum și la fel ne-am luat aici, mi-e ciudă că iar a fost, noi am fost de treabă, iar noi războinici, oameni simpli care venim în competiția asta, ne-o luăm în... că mergem pe încredere și pe corectitudine. A fost Ștefan, a fost corect. A durut cu suspine, cu regrete, cu lacrimi. O să încep să joc și eu strategic și nu o să mai țin cont de onoare, o să țin cont doar de familie, să spun așa, doar de echipa mea. O să țin cont să fie bine și o să țin cont să contracarez orice lovitură care vine din partea cealaltă. Da, o să se răzbune, nu e? Se răzbune, da. Acum ei lovi la orgoliu pentru că ei se cred inteligent. Ei cred că sunt în fața noastră cu 10 pași. Ei cred că ei trebuie să rămână, că familia lor e puternică, că războinice trebuie să dăi noi aici. Că doar ei merită mai departe și că trebuie să ne tranșeze pe noi. Dacă le arăți contrariu, se simt jigniți, se simt... Avem toate șanse la duel, la duel și la culan să o batem. Chiar atât. Cum vor să se răzbune acum pe mine și m-au amenințat că o să mă trimite la toate duelurile? Nu știu dacă sunt deștepți când spun asta. Nu știu dacă ei chiar cred ce spun. Acum nu trebuie să câștigăm coloana de imunitate, că dacă nu, eu cu Zani o să fim vânați de câte războinici, că o să vrea să se răzbune pe noi. Acum Ana, Pogra și Stefania sunt mai bine decât sunt eu cu Zani, din cauza că ei vor să dea în cei mai tari. O să ne rugăm la Dumnezeu, roata să mai întoarce. Noi ne-am luat-o un pic, ne-am luat-o și atunci cu dintele, dar după aia ne-am luat revanșa. Noi acum suntem din nou în situația aia, noi la fel suntem mai mulți. Ne-am luat un pic în frezii, de dar tot noi. Și-au făcut viața mai grea de acum înainte. Ei și-au făcut viața grea. Au dat o lovitură. Da. Dar războiul e, noi avem superioritate numerică exact. Și pentru ei o să devine din ce în ce mai greu, cum am zis-o. Am zis-o direct în consiliu. Mi-e rușine să mă uit în ochii lor de rușinea lor. Deci dacă am ajuns la stadiul ăsta, e jenant. Nu e nicio problemă, că de acum începem și noi și ne facem același lucru. Și n-are cine să ne arate vreodată cu degetul și să ne spună: bă, de ce faceți doatorele astea? Păi le facem pentru că ei au început. Nu mă gata de acum a început războiul. Ei au început războiul, nu noi. Am declarat război și război o să fie. Vezi tu, în fiecare zi Survivor-ul te surprinde și de fiecare dată cam toată lumea folosește expresia mea: de acum începe Survivor-ul.